Se reabilitează curtea școlii Mihai Viteazu din Câmpia Turzii. După ce actuala administrație a reușit întabularea școlii din Câmpia Turzii, au început demersurile pentru atragerea de fonduri pentru reabilitarea școlilor din oraș. Astfel, până în acest moment merită amintite investițiile fără precedent în învățământul din oraș, și anume peste 3,5 milioane de euro, lucrări începute la Liceul Teoretic Pavel Dan și Colegiul Tehnic Victor Ungureanu. În aceste zile au demarat lucrările la școala gimnazială Mihai Viteazu din Câmpia Turzii de modernizare a pasajului din curtea școlii. Dalele vechi de beton vor fi înlocuite cu pavaj modern. Ziarul 21 a stat de vorbă cu primarul municipiului Câmpia Turzii pe acest subiect. Bună ziua! Ne aflăm la școala Mihai Viteazu, una dintre școlile în care în ceea ce privește clădirile, nu mai avem ce să facem. Deci este o clădire care, așa cum se vede, este izolată termic, geamuri termopan, tot ceea ce înseamnă procesul de învățământ sau dotări pentru procesul de învățământ această școală are. Și singurul lucru pe care l-am stabilit împreună cu conducerea școlii și care este imperios necesar a fi făcut este înlocuirea acestor dale care sunt din 1970 și ceva la școală, să le înlocuim cu pavaj. La momentul la care am gândit bugetul în luna februarie-martie anului acesta, am prins banii necesari pentru această investiție și acum, după finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor, am început lucrările de câteva zile. Practic o să fie toată curtea pavată, nu? Exact, cu pavaj. Sunteți recunoscut ca un primar care ați sprijinit instituțiile de învățământ din Câmpia Turzii. Ne uităm la proiectul european de la Pavel Dan, ne uităm la proiectul european de la Industrial și iată și acest proiect, nu știu dacă e european sau nu, dar este un proiect pentru sprijinul elevilor de la Mihai Viteazu. Așa este. Cele două proiecte despre care ai vorbit sunt într-adevăr pe bani europeni. La momentul la care aceste lucrări se vor finaliza la Liceul Pavel Dan, respectiv la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, aceste școli vor fi la standarde europene finalizate, inclusiv dotări în procesul de învățământ, deci acolo nu mai avem ce face. Școala Mihai Viteazu, după această lucrare, de asemenea, nu mai avem ce face. Și ar mai rămâne școala Avram Iancu, unde tot așa nu mai avem ce face pe partea de clădiri și dotări pentru învățământ. Acolo mai există singura centrală termică numărul 8, centrala termică din curtea școlii, fosta centrală termică, clădirea fostei centrale termice, unde suntem în discuții cu guvernul american și sunt pregătite sumele care să vină către noi pentru a face acea lucrare. De asemenea, pot să vă mai spun ceva despre școala, despre Iuliu Deac, despre Șarât, unde am trimis săptămâna trecută solicitare de finanțare către Compania Națională de Investiții pentru a relua nu doar partea de anvelopare termică, așa cum ne doream inițial. Am fost la Compania Națională de Investiții acum două săptămâni și săptămâna trecută am trimis cea de finanțare pentru proiectul care a fost pe fonduri europene și nu a mai fost finalizat de către administrația trecută, un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro. Deci, după ce Compania Națională de Investiții va prinde această lucrare pe lista sinteză de investiții aprobată prin ordinea ministrului, după aceea vor începe și acolo procedurile de achiziție, proiectare și lucrări. Domnule primar, de ceva timp încoace, în conferințele de presă și nu numai, tot timpul ați introdus, dacă vrei să mănânci păpăraie, trebuie să spargi ouă. Aici cred că vă referiți la partea de infrastructură și nu numai ceea ce se întâmplă de fapt în municipiul Câmpia Turzii. Așa este. Toată lumea vorbește despre proiectele pe care noi le-am adus în municipiul Câmpia Turzii, proiecte în valoare de în jur de 40 de milioane de euro, plus cei aproape 40 de milioane de euro aduși pe proiectul de schimbări conducte apă și canal pe care îl dezvoltăm împreună cu primăria municipiului Turda prin compania de apă Arieș. Ca să schimb conductele, trebuie să spargi asfaltul ca după aceea să te poți apuca de lucru. Dar eu le spun celor care tot vorbesc despre proiecte următoarea chestiune și care zic eu că lumea trebuie să o înțeleagă sau toți cei care și-au construit o casă o înțeleg. Ca să-ți faci o casă ai nevoie de trei lucruri. Ai nevoie de întabularea pământului pe care îți faci casa, de proiect și de finanțare. Da? Așa am făcut și noi. Pentru acești 40 de milioane de euro am avut nevoie de întabulare și am pornit cu întabularea de la zero, știți prea bine. Da? Am avut nevoie de proiectul tehnic pe care l-am făcut și le avem și am avut nevoie de finanțare pe care am obținut-o. Și avem
40 de milioane de euro pentru Câmpia Turzii, lucrări care deja se fac sau care sunt în fază de implementare. Aceste lucrări vor conferi copiilor din nou ambient extern în momentul în care aceștia vor reveni la școală.